Romario, s-a încheiat meciul Chindia, un 0-0. În repriza a doua ai fost cel mai periculos om al echipei noastre. Da, din păcate n-am reușit să luăm cele trei puncte, să îi bucurăm pe suporterii care au venit în număr mare să ne încurajeze. Mi-e pare rău, dar trebuie să continuăm pe același drum, să muncim și să marcăm mai mult. Din păcate pentru tine o accidentare în repriza a doua, ai tras pe final, ai reușit să termini în teren, erai obligat. Da, nu mai aveam schimbări, am făcut ruptură și cum am putut, mi-a pus o fascie și mi-am schimbat postul, m-am dus în atac, nu mai aveam ce face. În ciuda acestui lucru, chiar la ultima acțiune ai șutat periculos pe poartă. Da, era bine să și marchez dacă tot. Cum vezi revenirea ta la Farul? Mă bucur că am venit, știu ce se cere aici, am mai lucrat cu domnul Hagi, este un proiect minunat și sperăm să avem rezultate împreună. Acum urmează un nou meci dificil la Botoșani? Da, cum am spus, noi luăm fiecare meci în parte, încercăm să câștigăm, să marcăm, pentru că asta este filozofia clubului, a domnului Hagi. Luăm fiecare meci în parte și sperăm să venim cu cele trei puncte de la Botoșani.